Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritm ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă cu test inițial și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. În această lecție vom învăța cum putem utiliza instrucțiunea repetitivă cu test inițial while din limbajul de programare C++ în rezolvarea de probleme. Să ne reamintim, structura repetitivă cu test inițial sau condiționată anterior se utilizează pentru efectuarea în mod repetat a unui set de instrucțiuni. Principiul de execuție pentru structura repetitivă cu test inițial este următorul. Se evaluează expresia logică. Dacă rezultatul evaluării este adevărat, atunci se execută instrucțiune și se revine la retestarea expresiei logice. Altfel, dacă rezultatul evaluării expresiei logice este fals, atunci se iese din structura repetitivă. Să ne reamintim cum este transpusă în pseudocod structura repetitivă cu test inițial. Se observă că, dacă expresia logică este încă de la prima evaluare falsă, atunci instrucțiunile din cadrul structurii repetitive cu test inițial nu se vor executa niciodată. Pentru a evita intrarea într-un ciclu infinit în care algoritmul nu se termină, trebuie să avem în vedere ca instrucțiunile interioare secvenței repetitive să modifice cel puțin o variabilă care apare în expresia logică din cât timp, astfel încât aceasta să devină falsă la un moment dat. Principiul de execuție pentru instrucțiunea while este următorul. Se evaluează expresie logică, iar rezultatul va fi adevărat sau fals. Dacă rezultatul este adevărat, se execută instrucțiune și se reia evaluarea expresiei logice. Dacă rezultatul este fals, se trece la execuția instrucțiunii din program de după while. Să exersăm împreună. Scrieți un program în limbajul de programare C++, care citește de la tastatură un număr natural n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran numărul său de cifre precedat de un mesaj informativ. De exemplu, dacă e egal cu 0, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre este 1, iar dacă e egal cu 1234, în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul numărul de cifre este 4. În programul principal se declară variabila întreagă n. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n și se verifică dacă aceasta are valoarea 0, caz particular pentru care se și afișează rezultatul problemei, adică valoarea 1. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se va declara variabila întreagă nc, în care se determină numărul de cifre corespunzătoare lui n. Variabila nc primește prin inițializare valoarea 0. Se utilizează instrucțiunea repetitivă cu test inițial while și se elimină în mod repetat cifre din n, mărindu-se cu câte o unitate valoarea variabilei nc. Din instrucțiunea repetitivă while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Cu ajutorul instrucțiunii cout se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de cifre corespunzătoare valorii variabilei n inițiale.
La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește 0, mesajul afișat va fi numărul de cifre este 1, iar dacă pentru n se citește valoarea 1234, atunci mesajul afișat este numărul de cifre este 4. Să exersăm împreună. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maximum 9 cifre și o cifră C și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, numărul de apariții ale cifrei C în numărul n. De exemplu, dacă n egal cu 0 și C egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul, numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul dat este 1. Iar dacă n egal cu 100-2030 și C egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul, numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul dat este 3. În programul principal se declară variabilele întregi n și c. Se citesc valori de intrare de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii sin. Fiecare operație de citire este precedată de afișarea unui mesaj, prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila respectivă. Se rezolvă cazul particular în care n și c au ambele valoarea 0 și se afișează direct rezultatul 1, precedat de un mesaj informativ. În cazul general, se declară variabila întreagă na și se inițializează cu valoarea 0. În această variabilă se calculează numărul de apariții ale cifrei C în numărul n. Se utilizează structura repetitivă while și se verifică dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este egală cu valoarea variabilei C, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei na. La fiecare pas, după această verificare, este eliminată ultima cifră din n. Din instrucțiunea while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Cu ajutorul instrucțiunii cout se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de apariții ale cifrei c în numărul n, valoare calculată în variabila na și precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă de la tastatură pentru variabila n se citește valoarea 0 și pentru variabila c se citește tot valoarea 0, atunci mesajul afișat va fi numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul dat este 1. Iar la o nouă execuție, dacă valoarea variabilei n citită de la tastatură este 100-2030, iar valoarea variabilei c este tot 0, mesajul afișat va fi numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul dat este 3. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran câte cifre pare conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 1, iar dacă n egal cu 12.340, atunci în urma execuției programului, pe ecran se va afișa valoarea 3. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți utiliza structura repetitivă cu test inițial în scrierea programelor în limbajul de programare C++.